Bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre riscurile expunerii prelungite la soare cu doamna dr. Monica Dărmănescu, medic primar, dermatolog, doctor în științe medicale. Mă bucur să vă revăd, doamna doctor! Mulțumesc, îmi pare bine și mulțumesc pentru invitație. Abia aștept să ascult sfaturile pe care le veți da, pentru că este vară și mă gândesc că ar fi foarte interesant să discutăm despre când este indicat să folosim factorul de protecție solară. Da, asta este o bună observație și e adevărat că soarele ne dă bună dispoziție și frumusețe aduce în viața noastră, dar răspunsul la această întrebare este unul corect, este acela că ar trebui să ne protejăm zilnic de razele ultraviolete în orice anotimp. Deci fie primăvară, toamnă sau iarnă, indiferent de anotimp. Deci, indiferent de anotimp, ar trebui să folosim protecție solară, inclusiv în zilele înnorate. Când plouă și atunci când este nor, pentru că este dovedit că razele ultraviolete trec chiar și prin nor. Chiar și atunci când este ceață, chiar și atunci când conducem, pentru că geamurile ne protejează doar de ultraviolete A. Și nu doar ne gândim la protecție solară atunci când mergem în vacanță la plajă, nu? Trebuie să ținem cont de protecție solară și când conducem, așa cum spuneați, și când ieșim să ne plimbăm sau când trebuie să avem un obicei practic zilnic. Da, pentru că protecția din timp ne ajută să înaintăm în vârstă frumos și corect. Să prevenim practic tot ceea ce înseamnă semne de fotoîmbătrânire sau chiar prevenția cancerului de piele. Și lucrul acesta trebuie să înceapă încă din copilărie. Și foarte important să spunem, doamna doctor, că expunerile prelungite la plajă sau nu, expunerile pur și simplu, încă din copilărie și până la vârsta adultului, se cumulează în timp. Adică trebuie să avem grijă. Da, trebuie să avem grijă. Este ceea ce se numește capital solar acumulat cu expunerile acestea din copilărie și adolescență mai neatente, să zicem. Pe vremuri mergeam la mare ca să avem vitamina D, soarele. Să luăm tot soarele. Nu se erau atâtea studii cum sunt în ultimii ani în ceea ce înseamnă efectele nocive ale razelor solare asupra pielii în cazul expunerii îndelungate. Păi și cred că ar fi important exact așa să subliniem care sunt aceste riscuri ale expunerii prelungite la soare. Aș adăuga inclusiv la solar, pentru că în timpul anului sunt femei care, sau persoane, că și bărbații se pot bronza la solar, care consideră că nu ne-am expus la soare și că ar fi mai sănătos solarul. Greșit. E greșit. Din păcate nu este mai sănătos. Există acest obicei de a merge la solar de câteva ori înainte de a merge la mare, de exemplu, pentru ca să ne pregătim pielea, așa se spune, da. Însă, din păcate, expunerea la solar ne expune în principiu la ultraviolete A. Dozajul nu este unul medical și există un risc de fotoîmbătrânire dacă îl folosim pe termen lung și nepotrivit și chiar și un risc de cancer de piele. Și se știe că, de exemplu, în Statele Unite, expunerea la solar sub 18 ani este chiar interzisă, doar cu acordul părinților. Și nu întâmplător a apărut asta, pentru că sunt studii care arată că aceste expuneri la soare în mod necontrolat pot produce mutații la nivelul pielii, mutații la nivelul ADN-ului, care în timp duc, plus modificările oxidative care apar în piele, duc la îmbătrânire și chiar la favorizarea apariției cancerului de piele. Bun, deci iată, mare grijă și cu bronzatul la solar. Artificial. Revenind la soare, eu cred că este mai sănătos bronzul acesta dacă respecti sfaturile medicului dermatolog, dacă ne ferim de acele ore considerate periculoase, dar care în ultima vreme, nu știu la cât arde soarele, nici nu mai știu la cât s-au restrâns, doamna doctor, când ar fi bine să stăm la soare? Recomandările sunt a nu ne expune între ora 11 și ora 16. Și sigur că dacă ne expunem totuși în această perioadă, trebuie să o facem inteligent. Stăm la umbră, purtăm o hăinuță, există și haine cu factor de protecție. Pălărie cu boruri largi, cremă de fotoprotecție aplicată la fiecare 2 ore, conform indicațiilor producătorului. Dar pe lângă îmbătrânirea pielii, de care spuneați încă de la începutul discuției noastre și riscul maxim de apariție a cancerului de piele, și trebuie să subliniem, doamna doctor, că melanomul, cancerul de piele, este
cred că forma cea mai agresivă este, din păcate, de cancer. Forma da. Cea mai agresivă de cancer de piele. Dar mai pot apărea, adică și alte modificări la nivelul pielii. Nu știu, pielea începe sigur, să aibă aspectul începe acela... Începe să se îngroașe. Este o reacție după expunerea la soare, efectul acela de boomerang, practic. După ce ne ai senzația că îți arată pielea arată bine, bine, că bronzul o este o săptămână frumos. Cât stai la mare și când te întorci, de fapt observi fie că pielea nu mai are aceeași luminozitate, pot să apară puseuri de acnee, pentru că pielea se îngroașă puțin după expunerea la soare și favorizează blocarea porilor și apariția coșurilor. Este așa zisă acne estivală. Bun, deci și se pierde din luminozitate. Pete care apar, pete sigur că de astea, acestea apar în timp. Petele care apar datorită soarelui apar în timp, datorită oxidării care apare la nivel celular, datorită modificării la nivelul melanocitelor care produc mai multă melanină și pigment. Și practic este acest fenomen de fotoîmbătrânire. Și toate acestea, practic, da. Din cauza expunerii prelungite, Și necontrolate, la soare. Este prietenul nostru, dar trebuie să știm să o facem în mod inteligent. Păi și asta vreau să aflu de la dumneavoastră, doamna doctor. Este vară, da. Unii deja sunt în vacanță, alții se pregătesc de vacanțe. Vrem să ne bucurăm de zilele frumoase. Câteva sfaturi pentru a diminua aceste efecte nocive ce pot apărea din cauza fie expunerii prelungite la soare, fie necontrolate, așa cum spuneați. Ce ne ajută? Păi, în primul rând, să ne expunem pe cât se poate în timpul orelor recomandate. Să protejăm pielea cu o cremă de fotoprotecție, cu factor corect de fotoprotecție și cu o cremă care se aplică în cantitatea recomandată de producător. Și aici este o discuție, pentru că multe persoane își aplică puțină cremă. Da, și consideră că și-au dat cremă. Consideră că și-au dat cremă. Trebuie să-ți aplici o anumită cantitate la nivelul feței, la nivelul corpului, pentru a fi eficientă și trebuie reaplicată la fiecare 2 ore sau de fiecare dată când ieși din apă. Chiar dacă pe produs cred că este water rezistentă la apă, ea trebuie reaplicată după ce ieșim din apă. Și există formule specifice pentru diferite tipuri de ten, pentru față, pentru corp, pentru copii, pentru adulți, adică trebuie ales un produs de fotoprotecție potrivit pentru fiecare dintre noi. Și mă gândeam că foarte important, mai ales atunci când mergem la plajă, doamna doctor, să învățăm să o aplicăm corect. Știu că din camera ar trebui să-ți trebuie aplici să o aplicăm crema. Înainte să mergem la plajă, și pentru ca să înceapă să aibă acțiune, pentru că nu acționează instantaneu. Adică sunt anumite filtre atât chimice cât și fizice și ele trebuie să aibă un timp pentru a-și începe acțiunea. Bun, deci aplicăm această cremă cu factor de protecție. Cu 15 protecție. Minute înainte de a ne expune merge la direct plajă. La soare. Și altfel, dacă ieșim la o plimbare, dacă și trebuie să stăm ieșim cu în ea în apropiere, să o reaplicăm la fiecare 2-3 ore. Da. Bun, chiar dacă nu suntem la plajă, pe mâini, pe față, pe decolteu, pe zonele expuse ar trebui... Pe zonele expuse, atenție la tot ceea ce înseamnă față, pavilion auricular, multă lume uită urechile. De urechi, da. Și mai ales la bărbați apare această problemă. Noi femeile ne mai protejăm urechile părul, cu părul. Deși și fetele, când se expun la soare își mai leagă părul, mai apar topălăriuță, mai fără boruri. Deci trebuie să aplicăm și pe pavilion auricular, și pe gât, și pe decolteu, și pe mâini. Sunt zone pe care de obicei le mai uităm sau puțină lume e atentă să aplice și pe aceste zone care îmbătrânesc mai repede decât fața uneori. Și ați subliniat deja, doamna doctor, cu cantitatea de cremă recomandată de producător. Da. Aș vrea să vorbim un pic și legat de copii, pentru că, în mod normal, până la ce vârstă n-ar trebui scoși la plajă așa în bătaia vântului, chiar dacă ieșim cu ei la plimbare. Până la vârsta de 3 ani nu prea se recomandă să expunem copiii la soare, cu atât mai mult sub vârsta de 6 luni. Și trebuie să știm că expunerea timp de 4 minute a unui copil la soare echivalează cu expunerea timp de o oră a unui adult, pentru că sistemul lor imunitar, de la nivelul tegumentului, nu este, nu este maturat. Și trebuie să avem grijă. Felul în care avem noi grijă de copii în perioada cât încă ei nu sunt conștienți de ceea ce trebuie să facă pentru protecția lor, îi va ajuta foarte mult mai târziu în viață. Deci, iată, dacă ești un părinte atent, responsabil și știi informat. Ce să faci și informat. Și aici este rolul vostru exact. Și mulțumim pentru că ne ajutați să transmitem pacienților mesaje clare. Soarele și să este... și explicăm, doamna doctor, de ce este bine să faci așa. Da, exact. Pentru că sigur că avem nevoie de soare pentru vitamina D, dar
Este suficient să ne expunem un sfert de oră, jumătate de oră la soare pentru a ne lua doza zilnică de vitamina D. Mai departe, trebuie să avem un comportament fotoresponsabil, aș zice. Ceea ce am discutat noi astăzi și am încercat să subliniem așa în linii mari, poate că teoretic le știm, însă de multe ori uităm că... practic să le aș vrea să aplicăm. Subliniez și faptul că, am spus și mai devreme, sunt anumite produse pentru anumite zone. Nu e bine să le... adică să nu aplicăm laptele de corp și pe față, de exemplu, la un adolescent care se confruntă poate cu o acne și atunci trebuie să-i aplicăm o cremă specifică pentru un ten acnei cu fotoprotecție. De asemenea, pentru prevenția zilnică, expunerea habituală la soare. Mergem la servici, conducem mașina, trebuie să avem creme care se aplică la nivelul feței și al decolteului, pentru vârsta, potrivită pentru vârsta noastră și care conțin chiar și anumiți factori antioxidanți, antiinflamatori, antirid, foarte în combinație important cu fotoprotecție. Da. Foarte, foarte important, iată, să avem grijă de pielea noastră și să încercăm să o păstrăm în permanență sănătoasă și frumoasă, da, pentru că, până la urmă, pielea noastră este cel mai mare organ pe care îl avem. Nu știu dacă realizăm, conștientizăm acest lucru, dar așa este. Pielea este cel mai mare organ și... cu rol în imunitate, rol de apărare, deci, da, practic, este bariera care ne apără de tot ce se întâmplă. De mediu și de expozom, tot ceea ce înseamnă expozom include expunerea la soare, poluarea în care trăim cu toții și atunci trebuie să avem, grijă. Să avem grijă de pielea noastră. Mulțumesc din suflet, doamna doctor, pentru sfaturi. Vă mulțumesc și vouă că astăzi ne-ați fost alături și sper să vă fie utile. Mulțumim. Și de folos sfaturile date de doamna doctor Monica Dărmănescu, medic primar, dermatolog, doctor în științe medicale. Mi-aș dori să ne revedem și cu altă ocazie, doamna doctor. Vă mulțumesc din suflet, iar vouă vă doresc sănătate, să aveți suficiente motive să rămâneți cu zâmbetul pe buze, să vă bucurați de vară, de vacanță, de tot ce e frumos și bun în viața voastră. Pe curând! La revedere!